Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Ceea ce îți voi face astăzi va fi un pensat cu ața. Este o metodă foarte veche, să spun așa, și totuși puțin practicată în zilele noastre. Ce este diferit la pensatul cu ața față de metoda clasică este faptul că ața poate să-mi îndepărteze tot ceea ce înseamnă puf de lângă sprânceană, rărindu-l foarte mult și redând o luminozitate. Ața este o ață de papiotă, nu ne trebuie o ață anume, îi vom face un nod care va intra în guriță. De ce? Pentru că nodul nu-ți permite să scape dintre dinți. Vom răsuci foarte bine ața pentru că exact în această porțiune, da, firele de păr sunt trase. Fixăm zona cu puful care îl dorim îndepărtat și începem. Îndepărtăm tot ceea ce nu face parte din sprânceană efectiv. La ce perioadă de timp trebuie făcut? 3 săptămâni, o lună și crescută perioada cam după primele 3-4 ședințe, undeva la 5-6 săptămâni. Este prima dată când încerc această metodă, evident am auzit de ea, cred că toate femeile au auzit. E foarte bine, nu se simte o durere intensă, e ceva suportabil și abia aștept să văd rezultatele finale. O să vezi că este efectiv foarte curată zona. Eu simt foarte fină. Da, și devine foarte, foarte fină zona prin faptul că am înlăturat tot ceea ce este foarte, foarte mic, ceea ce nici penseta și nici ceara nu poate să ia. Cum e? O mare diferență. E bine, e foarte bine. Sunt încântată de rezultat. O să vă arătăm ceea ce mai putem face cu ața. Am terminat cu pensatul și acum o să vă arăt cum putem îndepărta acel puf și de pe față, nu doar deasupra sprâncenei. De ce ai vrut să apelezi la această metodă? În trecut mă pensam cu ață. Știu că timpul este destul de scurt, durerea este mult mai suportabilă și am zis să încerc și la față. Da, se simte diferența. Aici este mult mai curată, iar aici trebuie să renunțăm. Super. Ești mulțumită. Foarte. Vorbește lumea la cafea.